Ei, salutare, prieteni! Eu sunt Xbreaker. Bine v-am găsit la un nou episod de FIFA în România. Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele cu acele transferuri de care am avea noi nevoie. Iată ce zice și Fronza Gaming. Caută-l pe Tonev, Sane. N-avem așa ceva. Încerc din nou un Sane. Știu, probabil că au acele nu diacritice, apostrofuri și chestii de genul care nu și trebuie să scrie exact, dar încerc și am încercat mai multe chestii pe aici și nu am găsit niciun Tonev Sane, din păcate. Probabil greșesc eu undeva. Eu mă gândeam așa, Radu Ștefan are 20. Au, nu ăsta de la Balotești, nu. Ștefan. Radu, chiar dacă are 30 de ani, ne poate ajuta foarte, foarte mult. O să vedem cam ce vrea Lazio pentru Radu Ștefan. Am primit o listă foarte, foarte mare. Imediat o să ne uităm și pe ea. O am aici, iată, Nicușor Ursu ne-a dat o listă extrem de mare. Totuși vreau să mă uit să văd unde am avea noi puțin nevoie. Am avea nevoie de încă un fundaș. Am avea nevoie de un fundaș dreapta, cei drept, în locul lui Feusi, și de un mijlocaș dreapta, în locul lui Căpățână, și unul stânga. Haideți să ne uităm. Mijlocaș, fundaș. O luăm cu fundaș dreapta. Zuma. Nu știu dacă va dori Zuma să vină la noi. Zuma Bakayango. Tu ai zis Kurt Zuma, este fundaș central, așa-i. Fundaș stânga, fundaș central. Stânga, fundaș central, dreapta, fundaș dreapta. Uite, și un fundaș dreapta. Chambers, de la nimeni, de la Southampton, dacă nu mă înșel. Nu, de la Arsenal, uite, a ajuns pe la Arsenal. O să dăm să întrebăm și despre el. Cum o să întrebăm despre fiecare, să vedem cam echipele ce doresc de la ei. Un mijlocaș dreapta acum. Mijlocaș dreapta. Avem oare vreun mesaj de la ei cu mijlocaș dreapta aici? Vedem imediat. Extremă stângă, extremă dreaptă. Bă. Dar iată de la Fener. Un jucător probabil destul de interesant acesta. Mijlocaș central, mijlocaș central. Aș cam avea mijlocaș. Momentan să ne concentrăm aici la fundaș, la mijlocaș și un mijlocaș la da, central am. Aș vrea un mijlocaș stânga. Să mă intereseze, nici nu știu exact pe cine. Iată pe Mitrovic, îmi zice un atacant central. Hai să vedem cum e Mitrovic. Mitrovic de la Anderlecht probabil valorează destul de mult, dar nu e asta o problemă. Noi o să ne uităm, mai avem bani. Mai avem bani și o să încercăm să cumpărăm. Radu Ștefan, cum spuneam, am încercat să-l iau, Budescu, ceilalți, să vedem ce se va întâmpla cu ei. Avem partidă cu Viitorul pe care o vom simula. Cum spuneam, simulăm cu Viitorul Constanța. Trebuie normal să avem probleme, însă orice se poate întâmpla. Cupa Ligii, iată, Dinamo conduce pe Ucluj, CFR condusă de Banduri, Botoșan deschide scorul cu Universitatea Craiova, Feusi vede cartonașul galben, Căpățână, marchează minutul 31, intrăm la pauză cu 1-0, Dinamo egalată de Ucluj, Botoșan 2-2 cu Craiova. Pandurii conduce cu 2-1, 2-2 egalată Pandurii de CFR Cluj la noi. În continuare scorul este 1-0. Vaștea egalează, ratează și penalti Viitorul, minutul 85. Viitorul aproape să califice mai departe, dar au ratat. Varela aduce scorul la 2-1, minutul 109 și cred că s-a terminat. Da, s-a terminat, ia bătaie și cât au fost foarte aproape, au fost foarte aproape și da, Gaia. Mai încercăm pe Gaia odată? Îl mai încercăm odată pe Gaia. Îi dăm și important, îi dăm și patron, îi dăm și 65.000. Un jucător de la Valencia, Jose Gaia. Îmi place foarte mult jucătorul ăsta. Îmi place mie, da, aș vrea să-l iau. Astra Giurgiu a acceptat pentru Budescu, dar Budescu încă nu vrea.
21 de milioane, prea mult, prea mult pentru un fundaș dreapta. O să încerc undeva la 14 milioane și un jucător. Da, uite, îl dau și pe Feuții dacă e ceva. N-am cum să dau 21 de milioane pe un fundaș dreapta. Nu momentan. Robert Cale supărat că nu joacă. Noi ne mai oprim puțin. A plecat Robert Cale, Gaia nu vrea, Radu Ștefan 29 de milioane, 29 de milioane și Bacali 32 de milioane, ce este Mitrovic? Oh, păi unde suntem aici? Unde suntem aici? Nu e bine deloc ce se întâmplă momentan. Jose Gaia încă nu vrea, probabil nu vrea, de e greu să pleci de la Valencia să vii la noi. Radu Ștefan, 29 de milioane, așa vrea Lazio. Eu îi dau 19 milioane și un jucător, mai mult nu pot să-i dau. Lazio probabil nu va dori această ofertă de la noi, dar ce vor e prea mult. Prea mult, iată că până la urmă Budescu acceptă oferta noastră. Este cumpărat Constantin Budescu, mai rămânem cu 25 de milioane. Acceptă Budescu și vine la noi. Înainte de Supercupa cu Dinamo. Oh, ce transfer reușim înainte de Supercupa cu Dinamo. Iată-l pe Dore, Constantin Budescu, 75 skill, va intra în locul lui El Hamed. Budescule, asta e momentul tău. E momentul tău să arăți tuturor ce poți, de ce ești în stare. Mai avem Cernat rezervă. Nu știu dacă mai am ce să schimb momentan. Cam asta e echipa principală. Până rezolvăm celelalte transferuri, mergem să jucăm cu Dinamo în Supercupă. Dinamo București, FC-ul Slatina, Supercupa României. Oh, Doamne, oh, Doamne, stați că vreau să mă uit la ceva. Când va veni și partida de... Oh, Supercupa Europei mai durează. Putem până atunci să mai transferăm jucători, să ne întărim. Haide să jucăm cu Dinamo. Supercupa României, FC-ul Slatina, Dinamo București, pe Arena Națională. Va fi o partidă interesantă. Iată Slatina, Stăncioiu, Feusi, Varela, Santilan, Muniru, Hernani, Căpățână, Budescu, Fatai, Bogdan, Stancu. În timp ce Dinamo București începe cu... Imediat vom avea pe grafică și primul 11 al Dinamoviștilor. Sper să nu mai întârzie mult. Iată-l acum. Împartă Muțiu, Fai, Ioniță, Machado, Serginio, Târcoveanu, Mansalai, Cristescu, Alexe, Junjunguc și Rotariu. Vlad Muțiu împartă. Dacă nu mă șel, așa îl cheamă, Vlad Muțiu. Începe Dinamo, atacă de la dreapta la stânga în prima repriză. Budescu venit în locul lui Claudiu Bumba. Iată Budescu, pasă pentru Bogdan Stancu. Bogdan Stancu, avansează Bogdan Stancu. Pasează mai departe pentru Muniru. Muniru, îl așteaptă pe Constantin Budescu. Budescu tot cu Muniru, Muniru. Muniru, e luat pe sus Budescu, se dă fault. E luat pe sus Budescu, se dă fault. Până la urmă Teodor Crăciunescu, centralul acestei partide. Supărat Budescu, iată, cred că și un cartonaș galben, da. Trebuia și un cartonaș galben, nu puteam. Marius Oniță în minutul 3, vede galbenul. Cine va executa? Să vedem dacă avem vreun jucător de picior stângă pe aici. No, Santilan. No. Îl punem pe Constantin Budescu. Iată din nou un jucător fără cap. Acela probabil este Alexe. Budescu în zid. Varela. Hernani. Hernani face prelare. Dar Dinamovici reușește să respingă balonul. Este aruncare de la margine. Da, ne descurcăm bine. Constantin Budescu. Budescu, op, ce bine este interceptat Budescu. Foarte bine și acum Dinamoviștii pleacă pe contraatac. Să vedem, of, Doamne, of, Doamne. Da, nu mai mi-apăreau jucătorii, ceea ce nu era bine. Rotariu se întoarce. Feusi trebuie să aibă mare grijă cum joacă. Încercăm să-i găsim un locuitor. Steaua se pregătește și ea. Bă, Dinamo, iată. O primă ocazie și a Dinamoviștilor, cum spuneam, steliștii se întărâs și ei pentru acest nou sezon. Trebuie să schimbe ceva neapărat. Iată, noi l-am luat însă pe Varela. Au laudat pe Varela, nu știu cât de tare se vor întări Budescu. Foarte bine, pasează lui Stancu. Stancu mai departe pentru Fatai. Fatai încearcă din nou pentru Stancu. Am încercat să luăm
practic cel mai bun jucător din prima ligă, singurul care n-a vrut să vină Răduț, o să mai insistăm la el. Santillan, bună recuperarea, dar arbitrul consideră că a fost fault. Și acum Fai va executa această lovitură liberă, lungă, însă respinge foarte bine. Hernani, Fatai oare ajunge? Fatai, da, ajunge. Muniro, Budescu, din prima pentru Stancu. Stancu, din prima pentru Căpățână. Avansează Căpățână, urmărit de Alexe, Căpățână, Căpățână, Căpățână. Foarte bine se descurcă, bază pentru Bogdan Stancu. Bogdan Stancu, oh, Bogdan Stancu se descurcă bine. Bogdan Stancu, apără Muțiu, apără Muțiu. Ocazie bună pentru FC Slatina, însă Muțiu se opune. Budescu joacă scurt cu Fatai, se înțeleg bine, de la Astra Giurgiu, centrare acum a lui Fatai, Bogdan Stancu cu capul, nu reușește, aleargă acum Fatai după, pentru a recupera balonul. Dinamoviștii pot scăpa pe comandat, dar este un contraatac în inferioritate numerică, Vallejo se apără bine momentan, iată acum dinamoviștii, ne-am dus pe tackling, ne-am dus decisiv și nu e bine, centrare oare? Vine cu centrarea asta, Stăncioiu nu iese, respinge foarte bine. Respinge foarte bine Stăncioiu, lovitură, nu, se dă lovitură liberă. Părerea mea că au lăsat prea mult această fază să curgă, o centrare la 11 metri, oh, avem noroc, dar iată că până la urmă mingea la Serginio, Serginio, acest jucător brazilian sau portughez, după nume, o centrare din nou, dinamoviști, oh, foarte bine Muniru, Muniru foarte bine, pază pentru Budescu, Budescu din prima pentru Fatai, Fatai însă pierde duelul cu Fai. Mansalai, Alexe, în continuare dinamoviștii presează pe FC-ul Slatina, să vedem, este offside, este offside, eroare, eroare acolo, nu s-au sincronizat cei doi jucători, a plecat prea devreme sau a pasat prea târziu, Vallejo, Fatai, mai departe pentru Muniru, avansează acesta, avansează acesta, dar iată cât de ușor este de posedat Muniru, începem sezonul puțin mai slab, am văzut și cu Viitorul de Abi, de Abi am câștigat partida, dinamoviștii pot profita de erorile noastre, dar ne apărăm momentan bine, Vallejo, Fatai, mai departe pentru Constantin Budescu, Budescu avansează, îi pasează lui Bogdan Stancu, Bogdan Stancu pentru Căpățână, foarte bine, avansează Căpățână, se întoarce Căpățână, oare vine cu centrarea, da, pentru Bogdan Stancu, Bogdan Stancu nu reușește, dă cu capul un adversar. Iată că dinamoviștii scapă din nou de această fază, Alexe acum se aruncă în atac și Dinamo nu renunță nici ei prea ușor, pasă pentru Rotariu, Rotariu, preluare bună, Santillan trebuie să-l blocheze pe Rotariu, Rotariu așteaptă sprijin, este o ocazie bună, Cristescu, Cristescu mult, mult însă peste poartă, neatent, s-a grăbit probabil cu șutul. L-a luat valul și pe Cristescu, iată-l pe Constantin Budescu, pas acum pentru Hernani, Hernani din prima pentru Fatai, Fatai pentru Stancu, Stancu, bun driblingul acesta, se îndreaptă către 1-0, Stancu, e 1-0, e 1-0, Bogdan Stancu marchează primul gol pentru FC-ul Slatina, împotriva dinamoviștilor în Supercupa României, iată driblingul, un alt ce să facă dinamoviștii, Bogdan Stancu, marchează și este 1-0, Bogdan Stancu, primul gol al românului, primul gol al lui Bogdan Stancu după ce a venit de la Gencol Berligi. Pentru FC-ul Slatina, FC-ul Slatina se întărește, am luat 41 de milioane de euro pe transferul lui Claudiu Bumba de la PSG, sunt curios ce o să facă Bumba la PSG, Marius Alexe pasă pentru Serginio, încearcă Dinamovici să dea o replică, Feusi, Feusi, unde dă pasa, Feusi greșește, Alexe însă este blocat perfect de Muniru, Muniru, pasă pentru Bogdan Stancu, poate fi 2-0 pentru FC-ul Slatina, pe acest final de prima repriză, Fatai, Fatai se descurcă bine, Fatai, e penalti, e penalti, eroarea dinamoviștilor, foarte bine Fatai, poate fi 2-0, Crăciunescu a văzut foarte bine această fază, dă penalti, probabil va executa Constantin Budescu, noul Claudiu Bumba. Să vedem însă dacă va fi Budescu sau Stancu. Văd că... No. Budescu. Budescu va fi cel care execută această lovitură de la 11 metri. Constantin Budescu. Budescu. Să vedem. Constantin Budescu. Încearcă scărița. O reușește. E 1-0. E 2-0. 2-0. FC-ul Slatina cu Dinamo București. Constantin Budescu. Bravo Budescu, a avut sânge, Muțiu, nu știu cum n-a reușit să ia acest balon. Ho-ho! Da,
L-a pus la pământ Budescu pe Muțiu, nu se aștepta la așa ceva. O eroare însă și a golkeeperului dinamovist Constantin Budescu. Reușește și el să marcheze și FC-ul Slatina poate fi câștigătoarea Supercupei României. Jungjungk acum forțează Dinamo, probabil ultima fază pe care o au în această primă repriză, a dat mingea în spate și se termină. 2-0 pentru FC-ul Slatina. Dinamo nu reușește până acum să facă mare lucru. Fatai. Fatai de unul singur, Fatai blocat în momentul șutului, n-am văzut dacă a luat vreun cartonaș galben jucătorul care l-a faultat pe Fatai în careu, dar nu cred că nu ne-a apărut nimic pe grafică. Feusi a venit prea mult în centrul terenului și a părăsit postul. Hernani, să vedem cu Rotariu, însă scapă balonul în afara terenului. Hernani joacă pentru Fatai. Pasă pentru Constantin Budescu. Budescu mai departe pentru Hernani pentru Budescu. Se joacă calm momentan. Hernani nu mai ajunge la balon. Dar nu-i nimic. Avem 2-0. 2-0 și FC-ul Slatina încet, dar sigur, se îndreaptă spre un nou trofeu. Acum să vedem însă dinamoviștii. Mansalai este în offside. Ne îndreptăm, cum spuneam, încet, dar sigur, spre un nou trofeu. Supercupa României poate veni din nou la Slatina. Feusi pasă pentru Căpățână, acesta pentru Bogdan Stancu. Stancu pentru Fatai pentru Constantin Budescu. Budescu vine cu șutul, n-are probleme Muțiu. Ocazie din nou bună pentru noi de a marca, însă iată că se apără bine. Bine, mai bine zis, șutul lui Budescu n-a fost extrem de bun. Cristescu pasă pentru Târcoveanu. Rotariu, care a încercat el câteva scheme și a pierdut balonul. Alexe cu Santilan, trece Alexe. Alexe încă o dată centrează. Să vedem, Dinamo poate marca. E 2-1. Minutul 57 și lucrurile se pot schimba. Cristescu este cel care marchează. Iată ce gol frumos reușește Cristescu. Preluare și șut cu stângul. Nu mai are ce să facă Stăncioiu. A îmbătrânit și el. Iată-l acum pe Fatai. Faul de cartonaș galben. Mare unul? Nu cred că mai are cartonaș galben, să vedem, da, vede galbenul, nu-l iartă Crăciunescu, Andrei Târcoveanu vede și el cartonașul galben, să vedem acum cum vom executa această lovitură liberă. Muniru pentru Santilan încearcă o bază din prima, dar greșește, dinamoviștii pot pleca pe contraatac, Târcoveanu a ieșit, intră Grigore, însă Santilan momentan se apără bine, hai Hernani, ajută-l pe Santilan, nu reușește. Să vedem pas acum, pasă pentru Cristescu, autor golului, Vallejo însă foarte bine, Constantin Budescu, pentru Muniru din prima, pentru Hernani, avansează acesta, are viteză Hernani, l-așteaptă pe Constantin Budescu, se întoarce bine, pasă pentru Muniru pentru Budescu, Muniru, mai departe pentru Bogdan Stancu, Fatai, pentru Stancu, ocazie de gol, Dinamo scapă cu fața curată de această dată, Muțiu a ieșit foarte bine, Fatai aproape să marcheze. Am fost aproape de gol, cred că chiar se închidea partida, Feusi se apără bine de această dată, pasă pentru Căpățână. Muniru, Fatai, Bogdan Stancu, cât de bine combine jucătorii noștri în aceste momente. Fatai, pasă pentru Constantin Budescu, ce bine îl întoarce Budescu în careu. Budescu nu reușește să mai dea pasa, este minutul 71, Dinamo condus în continuare cu 2-1 de FC-ul Slatina. Să vedem însă dacă dinamoviștii vor mai avea forța să mai înscrie un gol. Noi ne-am cam aruncat în atac, iată și Dinamo vine acum, putea să-i surprinde pe contraatac. Dacă recuperăm acest balon și nu iese mingea în afara terenului, se termină. Da. Haideți să facem și noi câte o schimbare. Îl bag pe Abdi El Hamed în locul lui Muniru, îl bag și pe Sol în locul lui Fatai și pe Vitini în locul lui Căpățână. Deși nu este postul său, îl schimb pe Căpățână. A cam obosit și nu mai poate face față. Aruncare, repunere din colțul care lumină de 6 metri. Stăncioiu joacă cu Feusi. Erhamed, din prima pentru Vitinho. Vitinho pentru Bogdan Stancu. Bogdan Stancu pentru Constantin Budescu. Budescu avansează cu balonul în fața lui 3-1. Du-te Budescule. Nu se duce Budescu. A fost foarte bine blocat. Grăsuțul nostru nu vrea să marcheze. Ocazie, Alexe, poate face 2-2, Stăncioiu însă senzațional, Stăncioiu a încercat să dea lobul Alexe
Stâncioiu se apără bine de această dată. Iată-l pe Bogdan Stancu, pasă pentru Fransol. Fransol venit de la Villarreal. Fransol pasă peste fundaș pentru Elhamed. Elhamed n-ajunge însă la balon. Puteam fi egalați, asta nu era bine. Am mai fost egalați și în finala Europa League, să nu uităm, de Internaționale Milano. O finală superbă, câștigată la penaltiuri, câștigată datorită lui Eduard Stâncioiu, după părerea mea, care a apărat și două penaltiuri, dar în minutul 118 ne-a salvat de la moarte cu un plonjon senzațional. Iată Budescu, îmi place la Budescu că se bate pentru mingea, acum o pasă pentru Fransol. Fransol avansează, îi pasează, încearcă o pasă pentru Vitinho, însă nu reușește. Dinamoviști aruncă mingea în afara terenului. Se dă offside, nu înțeleg de ce, pentru că mingea n-a trecut de jumătatea terenului. Santillan pasă pentru Fransol. Fransol îl vede pe Vitinho. Bogdan Stancu n-ajunge la balon. A ieșit Muțiu. A ieșit foarte bine. Minutul 88. Dinamo în continuare condusă cu 2-1. Nu mai are timp. Trebuie să arunce mingile în față Dinamo. Însă tot Slatina are posesia. Fransol mai departe pentru Budescu. Budescu pentru Vitinho. Vitinho pentru Constantin Budescu. E 3-1. 3-1 Constantin Budescu și Dinamo este out. Dinamo pierde trofeul, pierde Supercupa României și din prima lui Budescu plasează foarte bine acest balon. Priviți, Vitinho îl vede foarte bine. Budescu este puțin luat pe sus de un fundaș. Direct în cap i-a dat. Priviți, iată cum s-a dus. Cade Budescu, însă se ridică pentru că reușește să se marcheze, trece peste acest șoc pe care l-a avut în duelul cu fundașul dinamoviștilor și Dinamo chiar nu mai are nicio șansă în aceste momente. Slatina câștigă și Supercupa României. Hai, Jose Gaia, acum să vii, câștigăm tot. De ce să nu-ți dorești să vii la o echipă care ia trofeu după trofeu? Serginio, Grigore, dinamoviști încearcă acum ultimele speranțe, dar ce să mai speranțe când ești în minutul 90, iată ce recuperare bună, Budescu pentru Stancu, Stancu pentru Fransol, hai Fransol, Fransol se duce către 4-1, Fransol întoarce mingea pentru Hernani, arbitru fluieră finalul, arbitru, nu mai contează asta, reușim să câștigăm cu 3-1, Budescu la prima partidă reușește să marcheze două goluri pentru FC-ul Slatina. Asta e un lucru senzațional pentru noi. Ne pregătim să ridicăm și trofeul. Stâncioiu, Budescu, Bogdan Stancu, tot au făcut o treabă bună. Iată că înscrie pentru FC-ul Slatina. Mai bine zis, pentru FC-ul Slatina au înscris jucătorii noi veniți. Bogdan Stancu și Constantin Budescu. Budescu doar ce a semnat și iată că a reușit să și joace. Și mai bine s-a reușit să câștige și acest trofeu, două goluri pentru Constantin Budescu, unul din penalti cei drept și unul pe finalul partidei, n-avea ce să facă Muțiu. Dinamo a sperat că poate reveni după marcarea unui gol primit în 57. Slatina se pregătește să ridice trofeul, da, sărbătoare pe arena națională, în tribune, dar și pe teren. Dinamo cu ochii în lacrimi, fanii dinamoviști au plecat acasă, n-a ce să facă. FC-ul Slatina din nou câștigă un trofeu. Probabil Slatina va fi precum Lyonul în Franța acum ceva timp, când au luat 7 titluri consecutive. La ce transferuri facem? E greu să ne bată cineva, sincer. La ce transferuri reușim? Arsenal acceptă oferta. Arsenal acceptă oferta, dar sta să o rezolvăm cumva. Totuși 14 milioane, cam mult. Nu știu ce să fac, cam mult, 14 milioane. Să ne despărțim oare de FUC. N-avem ce să facem. Dar iată că dacă oricum avem nevoie de el. Dacă nu e bun, te mănânc dacă nu e bun. Totuși 14 milioane. Eu vreau să văd doar un singur lucru. Când îmi spuneau ei pe aici, da, eu vreau 21 de milioane, noi dăm 14. Haide să încercăm 90 de mii, este crucial pentru echipă. Încercăm cu 90 de mii, știu că da, e greu să pleci de la Arsenal la FC-ul Slatina. Nu știu dacă va accepta asta. Eu sper să accepte. Lazio vrea și ea 19 milioane și pe Cosmin Achim. Ce fac acum?
Că nu am bani să le dau. N-am bani. De unde? Mai dăm puțin să vedem ce se întâmplă dacă mai primim oferte. Avem oferte pentru Vasile Gheorghe. Îl dăm la Academia Argeș, 31 de ani. Trebuie să plece și el să joace. Nu mai are mult timp. Nu vrea Chambers. Gaia nu vrea. Da, probabil nici Lazio nu va dori să dea pe... Mai bine Șefaradu nu va dori să meargă. Ne oprim aici, hai să terminăm acest episod. Voi ce vreți? Să luăm pe Radu Ștefan, să încercăm să forțăm? Nu știu. Eu am încercat să iau ce am putut. Și ce mi-a plăcut. Sincer, vreau să-mi iau și câțiva jucători care îmi plac. Am mai avea... Deși ar trebui să ne încadrăm în 20 de milioane, să ne încadrăm, să luăm un mijlocaș dreapta, un mijlocaș stânga și un fundaș stânga. Poate pe Feusi putem să-l mai păstrăm. Avem nevoie să schimbăm ceva pe acolo. Știu că mi-ați lăsat foarte, foarte multe mesaje, dar deja am ajuns la 30 de minute. În episodul viitor o să încercăm să rezolvăm și aceste transferuri. O să mă uit și pe comentariile din episodul trecut și din episodul ăsta. Nu vreau să fiu supărat celor care nu au citit comentariile în acest clip. Eu le-am citit oricum pe toate. Știu că spuneați și de jucători de la Steaua, de Stanciu, de Torje, Maxim. Deci m-am uitat peste toate comentariile. Nu e asta o problemă. Hei, dragilor, aici se termină acest episod. FC Slatina câștigă Supercupa României. O zi bună în continuare. Ceau, pa!